Alături de noi, astăzi, la De Bumbu, se află părintele Mihai Kobziuc. Bună ziua și bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Spuneți, drag, dacă nu venea Crăciunul, acceptați invitația noastră la De Bumbu? Oricând aș accepta, cu atât mai mult acum că suntem în perioada post. Aveți grijă că este post, nu aveți voie să mințiți! Da, oricând, pentru că trebuie să-i aducem aminte oamenilor că suntem în postul Crăciunului, trebuie să ne pregătim oarecum și sufletește și trupește, să zicem așa, și cu cele pentru suflet și cu cele pentru ale trupului, deci este de bun augur. Înainte să ne spuneți ce urmează să gătiți, pentru că ne aflăm la De Bun Gust, este o emisiune culinară și de divertisment, trebuie să ne gătiți ceva neapărat. O să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, dacă sunteți căsătoriți, dacă aveți copii, studiile pe care le aveți, unde slujiți? Da, deci eu sunt căsătorit, am un copil, am 8 ani de căsnicie și actualmente sunt preot paroc în Dermănești, satul natal, unde m-am născut. Studiile le-am făcut în străinătate, în Ucraina. Am avut bursă de studii în străinătate, acordate de statul român. Am terminat în 2006 masteratul la Academia de Teologie de la Kiev și acolo am făcut și facultatea de muzică. Dragii mei, rămâneți alături de noi, pentru că nu-mi place cum arată, trebuie să recunosc. Oarecum, da. Am găsit, nu-i frumos asta, nu-i bun ce am zis acum. Sunt niște flori foarte frumoase la piață, cred că m-am bâlbuit, trebuie să iau de la capăt, doamnă, așa-i? Așa-i, nu? M-am bâlbuit, o iau de la capăt, da? Ulei, oțetul, așa este, da. Eu de când aștept? Nu-mi place cum arată, trebuie să recunosc. În piața agroalimentară din Suceava se vinde foarte bine și îs foarte acceptabili și prețurile decât în marketing. Da? V-aș ruga să ne cântați ceva, dar este post și n-aveți voie. Da, post, nu. Și părintele este aici, nu pot, dar nu pot, dar e post. Nu cânt. Atât cât m-ați întrebat, dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, deci, sănătate. Eu mulțumesc. De regulă, doamna ne cântă în emisiune. Da. Este alături de noi tot timpul. Gata? Da. Aici avem lista de prețuri, te rog tare mult, Mihai, să o filmezi. Ah, nu sunt prețurile. Am citit și eu, că doar nu m-am apucat, m-am așa de ăștia. Avem aici ardei la 5, nu, la 1 leu, 5 bucăți, sau trebuie să repet treaba asta, că mă mărbim. Să vă simțiți mai bine, nu mai plângeți, lăsați. Da. Trebuie să mai spun treaba asta o dată. Oprește un pic, rog frumos, Mihai. Sfecla a fost fiartă în prealabilă. 2-3 lei conopiz. Trebuie să repet treaba asta. Atenție, Mihai, mare, să atenție. În drumul? Bun. Spuneți-mi, vă rog, ce preferințe culinare aveți? Și să tăiați ceva sau nu? Sunt mai mult în general. Haideți să vedem care este mâncarea dumneavoastră preferată. Nu sunt învățat cu cuțitul. Nu sunteți învățat cu cuțitul. Sau să încep așa, ați intrat vreodată în bucătărie? Da. Știți să gătiți? Să știți că mi-ajută soția la bucătărie. Da? Da. Ce anume gătiți? Salate. Da. Friptură. Așa. Știu eu, cartofi. De care? Pireu. Și eu fac cartofi. Îmi ies niște cartofi prăjiți. Ceva de speriat. Da, dar nu știu să gătesc. De obicei soția când aici, apa când fac ceva, vă spun singur, dar e foarte mărunt. Da, va fi amuzant să vedem cum încercați dumneavoastră da, să tăiați ceva acum. Da, să știți că un cuțit e prea mare și celălalt e prea mic. E prea mic. Doamnă, mai aduceți-ne un cuțit, vă rog tare mult, pentru că părintele nu se descurcă. Un cuțit este prea mare și unul este prea mic. Deci este de vină cuțitul. Vă mulțumesc tare mult. Nu prea taie. Nu prea taie? Nu prea taie, bine. Care? Da? Da, dar este prea mare, nu poate să-l țină. Ia să vedem. Deci dacă nu vă iese ceapa, o să o tai eu, pentru că mi-este milă de munca mea de aici, din Lichean. Da. Și vreau să iasă rețeta. N-ar fi rău să mă ajut asta. Am crezut că aici o să mă ajut. Dar nu, dar vă mai las un pic, să vă mai chinuiți un pic. Da. Vă mai las un pic și după aia... Ne străduie. Așa. Călim ceapa, da? După care ce facem cu ceapa? O amestecăm cu... Doamne, nu știu ce, cum nu mai pot concentra deloc. Chiar astăzi vă putem dovedi faptul că, băi, eu nu știu cum puteți sta aici, eu nu mai pot de cald, mi-e rău de căldură. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Da.